Marți și miercuri, apa va fi oprită pe o stradă din Timișoara, iar presiunea va fi scăzută în mai multe zone. Marți, 16 aprilie, între orele 8-19, se va executa o conectare de conducte la intersecția străzilor Gavril Muzicescu și Cercului. Lucrările fac parte din proiectul Execuție Rețele Apă și Canalizare Timișoara Sud de Lot 2, iar pe durata lor, presiunea va fi scăzută în zonele Steaua, Calea Șagului și în Chișoda. Miercuri, 17 aprilie, între orele 9-17, se va întrerupe furnizarea apei în Petrovaselo pentru lucrări de spălare a rezervorului de înmagazinare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, se recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. Rugăm de asemenea consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată, transmit reprezentanții Aquatim.